găsit, dragii mei! Câți dintre noi cunosc veselia? că ea e ca mirosul florilor și nu se înalță din suflete veștede. Invitata de astăzi urmează rețeta de succes și păstrează cu autenticitate inima tânără, dăruiește fără a aștepta nimic în schimb bucurie și nu ezită să spună lucrurilor pe nume. Gândindu-mă că nu i ușor să răzbați ca femeie, să lupți ca mamă, să înfrunți fără îndoială obstacolele vieții și să te numeri cu succes printre cei mai iubiți artiști, îndrăgita ciobăniță Ileana Lăceanu ne va spune astăzi despre legile existenței. Dacă a iubit cu adevărat, dacă a făcut compromisuri sau dacă și-a urmat instinctele. Acestea ar fi doar câteva din obiectivele pe care mi-aș dori să le abordăm în ediția emisiunii de astăzi. Bine ați venit, scumpă, frumoasă, doamnă Ileana Lăceanu! Bine te-am găsit la vinea. Sunt bucuroasă că am reușit să ajung atunci când vin în București. Nu știu câte emisiuni, la câte emisiuni să merg. Sper să fiu până la sfârșitul emisiunii coerentă, să nu fac greșeli. Nu Dramatii știu ce ați tale, făcut, măcar. ce n-ați făcut, arătați splendid, sunteți cu aceeași veselie despre care eu am vorbit puțin mai devreme în introducerea emisiunii. Mulțumesc că ați acceptat invitația și aș vrea, dincolo de asta, să vă întreb despre Ilenuța mică, Ilenuța copil, pentru că mai aveți o soră și aș vrea să ne împărtășiți din momentele copilăriei. Când vă întreb de copilărie, la ce vă gândiți? Păi atunci când mă întreb de copilărie, bineînțeles că mă gândesc la crazna mea, acolo unde mi-am și făcut o casă a mea construită de mine, la părinții mei care din păcate nu mai sunt și mai am o soră care este vecină cu mine gard în gard. Îmi dă lapte peste gard de deci sunteți de nedespărțit și acum mari fiind și având... Acum mai mult ca niciodată. Nu am fost așa. Eram mai așa, mai distante una față de alta, fiecare cu viața ei, dar de când a plecat mama noastră în 2019, sora mea s-a schimbat total și chiar simt ajutorul ei. Oare trecerea neființa mamei dumneavoastră v-a făcut să fiți mai apropiate, să se datoreze acestui fapt? Da, eu cred că atunci, înainte de a pleca, i-a spus ceva. Sigur, știu că i-a spus să nu ne certăm, să nu ne certăm că nu e bine și să ne împăcăm bine, dar am observat mare diferență la sora mea. Nu o mai recunosc. Deci, atunci, eu toată vara care a trecut, am stat la țară. Fiind pandemia și uh, sunt având uh, timp mai mult liber, am stat la țară uh, unde mă simt extraordinar, este o zonă de munte, așa cum sunt eu ciobăniță, că sunt, de aia sunt ciobăniță că sunt uh, de la munte. Uh, este o zonă, vreau să spun că mă urc în mașină și plec pe munte în sus. După muguri de brad și fac sirop de brad, uh, după aer, să respir aer curat uh, Acolo este și cimitirul unde începe muntele. La noi cimitirul este exact unde se termină ultima casă, spre munte. Dacă aș v-aș întreba acum despre mama dumneavoastră, pentru că nu a trecut foarte mult timp de când ați pierdut-o și aveți o relație specială cu dumneai ei și chiar vorbeam înainte de emisiune de faptul că de aniversarea dumneavoastră la o emisiune în direct aici la Etno TV o auzează la telefon. Simțiți da. că aveți sufletul incomplet reprezentat În adumei? 2019 m-am sărbătorit aici la Etno, în emisiune la Georgel Nucă și doamna producătoare a vrut, de fapt, mi-a făcut mai multe surprize, printre care această surpriză au cerut numărul de telefon al mamei mele la fete, că fetele mele erau cu mine în emisiune, n-a spus nimeni nimic și a intrat în direct nu prea putea să vorbească, pentru că ziua mea este în februarie, iar ea a plecat definitiv în aprilie. Am avut un an foarte, foarte urât, 2019. Vreau să vă spun că, într-o săptămână, a murit mama și am avut accident de mașină. Deci, pe 2 aprilie, am avut accident de mașină cu mașina cu daună totală, iar pe 9 pe nouă, cred, da, a murit mama. Deci într-o săptămână le am în două șocurile le-am avut. Foarte greu am depășit anul respectiv. Care a fost motivul pentru care mama dumneavoastră a, a decedat doamna Ida? Această boală care o are foarte multă lume. Cancer. Deci, ce să vă spun? A recidivat și s-a întâmplat. Ați simțit atunci că poate din sufletul de copil aveți parte de o maturizare forțată, poate nu mai aveați confidentul pe care îl aveați. Cum v-a fost după aia să, nu știu, să o căutați în telefon și să o sunați mama și totuși să fie... Chiar mi s-a întâmplat. Telefonul a rămas geanta cu tot ce avea în geantă când s-a întâmplat era la sora mea pentru că ultima noapte au luat-o de la spital și a stat la sora mea că ea fiind acolo, eu nu stăteam la țară și a rămas cu geanta și cu telefonul și m-a sunat sora mea de pe telefon, am crezut că fac infart. Când am văzut mămica pe telefon că mă sună, nu venea să cred să mă lase picioarele și l-a folosit de câteva ori și după aceea nu l-a mai folosit că de. E greu să vezi că te sună cineva care știi că nu mai este. Cum a fost perioada de după doamna Ileana și dacă ar fi să vă amintiți acum despre povețele dumnei, ce mi-ați putea spune? Um, mama mea ținea foarte mult la mine și spun și de ce. Um, eram născute în acea zodie, ea era în ianuarie și eu în februarie, ea la sfârșit de ianuarie, eu la început de februarie eram amândouă aceeași zodie. Um, nu știu, dar simțeam că noi suntem la fel. Și ca fire, așa, temperamentul nostru, și ca suflet, și ca uh, luptătoare, uh, semănam foarte mult. Și ca uh, aluri, așa, la față. Eu semăn și cu mama și cu tata, dar uh, ochii sunt de la mama, gura de la tata. Uh, sunt așa, amestecată. Dar uh, mama mea uh, a cântat în tinerețe. În tinerețe, până nu s-a căsătorit, îi plăcea și, și ea cânta, și ea la horă, cu lăutarii care veneau acolo în sat, în comună. Dar după ce s-a măritat, tata, fiind foarte gelos, n-a mai lăsat-o să cânte și ea. A suferit toată viața din acest motiv și cânta cu mine când eram mici. Țin minte că făceam cârnați de Crăciun, tăiam porcul și făceam cârnați și cânta cu mine cântecele... Uh, Filoftei Lăcătușu, ea avea o voce de gorjancă, uh, nu era, ea nu era de la Crasna, tata era de la Crasna, ea era de la 10 km de Crasna, spre, uh, de la Băile Săcelu, uh, spre Târgujiu uh, și uh, așa că le amestec, pentru că îmi vin foarte multe amintiri, uh, la mama mea era ceapeu, uh, noi, cei din zona de munte, adică tata din zona de munte, nu era ceapeu la noi pe vremea lui Ceaușescu înainte, pentru că fiind zonă de munte, eram o zonă defavorizată. La noi nu e piatră multă și nu se face agricultura și din acest motiv nu era ceapeu. Și cu tot timpul îi zicea Ana ceapista sau Ana colectivista, ca să glumească cu ea. Și, așa cum spuneam, ea cânta și uh, din acest motiv m-a și dat uh, de mică. Deci, când am intrat la liceu, am intrat și la Școala Populară de Artă la Târgușiu. Și, am făcut trei ani în Școala Populară de Artă și, și a dorit atât de mult să cânt. Deci, practic, v a insuflat. Da, deci își dorea foarte mult. Mergea cu mine la concursurile, la Cântarea României, cum erau atunci, și mă îmbrăca, îmi făcea coc. Deci, îi plăcea foarte mult. Se ocupa, se ocupa, se ocupa foarte mult de mine. Cred că îi datoresc foarte mult... Meseriei pe care mi-am ales-o, pentru că la mine este o meserie, că eu sunt angajată într-un ansamblu profesionist. Am 32 de ani pe cartea de muncă. Mulți ca și, ani înainte, sănătoși. Să ca și artist aveți. profesionist și și-a dorit și se mândrea foarte mult cu mine. Ați amintit de mama și ați spus despre lucrurile acestea pe care le aveți în comun, dar dacă ar fi să vă întreb de la tată ce ați dobândit și ce vă amintiți, cum, cum era tatăl, era un. Tată afectos, un tată atent, să era puțin mai dur ca să. Foarte dur. Deci, vreau să vă spun că eu până în clasa 12 n-am avut voie să vorbesc cu băieți, N-am avut voie să ies să merg la horă, la baluri, la discotecă ce era. N-aveam voie să ies nici măcar în drum la poartă. Deci eu când la 18 ani am terminat liceu, atât mergeam la liceu, aveam autobuzul pentru că aveam vreo 30 de kilometri, cred, până la liceu și aveam autobuz al elevilor care ne ducea și ne aducea. Eu atât știam să merg la școală și să mă întorc înapoi. Chiar am o întâmplare când pe vremea aceea noi copiii eram duși la practică. Făceam practică la cules de fructe, la cules de porumb, ce era toamna de recoltat? Și eu eram în clasa 12-a, dacă nu mă înșel, 11 a 11-a, 12 12-a, cred. Și ne-au dus cu școala la cules de porumb. Și acolo nu s-a terminat strânsul porumbului în ziua respectivă. Și cei care erau cu noi, profesorii și cine mai era cu noi acolo, au zis să rămână clasa 12-a să termine și sunt liberi ziua următoare. Păi, eu am ajuns seara acasă, dar tata n-a mai așteptat să-i dau vreo explicație, că deja mi-a dat o palmă peste față. Deci era foarte sever, foarte sever, nu glumea cu noi, nu. Întrebarea și și probabil... ați avut o relație de prietenie cu dumnealui? Nu. Nu, nu. v-a mintit să fi vorbit așa cu dumneavoastră, să vă nu. explice anumite lucruri? Și nu. ați simțit lipsa, poate. v-ați fi dorit să-l aveți de prieten? Um... Da. Mi-aș fi dorit să fie mai. Vedeți, eu sunt o, o persoană mai veselă. Totdeauna am fost așa, dar nu m-am putut manifesta. Deci, eu cred că am devenit așa veselă și cu simțul umorului și cu personalitatea mea de acum, după 40 de ani. Tocmai pentru că v-a lipsit asta în adolescență? Probabil. Deci, după 40. Eu, până la 40 de ani, eram foarte timidă. Deci, nu mă retrăgeam, eram Dar se spune că femeia înflorește după 40. Nu știu dacă e așa, dar eu asta, mi s-a întâmplat cu mine. După vârsta de 40 de ani, am considerat că nu-mi place cum trăiesc, am plecat, am lăsat tot ce aveam, am plecat cu fetele, asta deragind într-un alt subiect, și am luat-o de la zero din nou. Am trecut de etapa copilăriei adolescenței doamnei Ileana, un copil timid, da, în, banca, foarte timid. în banca lui da. și am ajuns totuși la capitolul în care ați fost și dumneavoastră și spun ați fost pentru că s-a încheiat acest capitol, v-ați înțeles misiunea până la vârsta de 40 așa cum ați spus, ați fost măritată. Și din căsnicie au rezultat florile pe care le aveți și vă spun să o da, trăiască. am două fete. Cea mare este profesoară de muzică, predă pianul la liceul de muzică din Târgu Jiu, iar cea mică chiar acum mă sună, video, să-mi spună, mami, sunt în gară, am fost fusei la facultate, ea face la Craiova, studiază la pian, chiar dacă orele se fac virtual, ea trebuie să mai meargă din când în când la pian pentru că este în anul 4 la pian și termină facultatea. Felicitări! Da, Aveți cu ce vă mândri, dincolo de partea da. aceasta artistică. E și va fi și ea tot profesoară de pian, probabil. Felicitări! Mulțumesc! Când ați decis să puneți capăt căznicie de doamna Ileana? Păi, într-o dimineață m-am supărat, am plâns câteva ore până nu mai simțeam că nu mai am aer să... Nu mai puteam să mai plâng, că dacă mai plângeam, mă sufocam. Și nu mai puteam să respir. Și după câteva ore am spus că vreau să plec, nu mai vreau să mai stau. Vreau să ne despărțim. Și asta a fost tot. Bineînțeles că a început o situație mai Delicat. urâtă, mai delicată, pentru că nu a acceptat, dar am reușit. Dar ce va determina să faceți asta? Și poate întrebările nu sunt cele mai comode, dar sunt femei un număr foarte mare care ne urmăresc emisiunea și cu siguranță sunteți un exemplu de urmat. N-aș vrea să vorbesc lucruri urâte despre el. Nu aș vrea să spun uh, uh, ceva care să mă reproșeze fetele după aceea. Fetele mele au o relație în continuare cu el, vorbesc cu el, îl vizitează. Uh, nu eram uh, compatibil sub nicio formă. Poate mulți o să zică, a ah, găsit cuvântul compatibil. Nu eram compatibil, deci eu nu puteam să glumesc. Eu glumeam numai când eram singură. Nu mă simțeam eu, nu aveam personalitatea mea. Nu puteam să trăiesc după dorințele altuia, cum îi place altuia să fiu. Dacă eu sunt veselă și vreau să glumesc cu un coleg, pentru că eram și amândoi în același la același serviciu și mergeam tot timpul împreună, Mă simțeam încorsetată. Nu eram eu, eu. Nu erați în largul dumneavoastră. Da, eu vreau să râd când am poftă să râd. Ai observat și tu, ai văzut că sunt o persoană care râd foarte mult. Spun tot felul de nebunii. Pe mine mă ajută acest fel al meu de a fi. Mă ajută să mă detașez de toate problemele și toate necazurile. Că și noi, ca artiști, avem la fel ca toată lumea multe probleme. Eu mă regăsesc în portretul acesta pe care vi l-ați făcut pentru că și eu sunt la fel și chiar mă bucură prezența dumneavoastră astăzi și, și sunt convinsă că va fi o lecție de viață, nu numai pentru mine, ci și pentru cei de acasă. Da, este foarte bine ca femeia să aibă un serviciu, să aibă din ce să-și câștige existența, să nu depindă de bărbat, pentru că le este foarte greu să plece, că n-au unde să plece. Eu mi-am mi -am câștigat uh, banii mei de la 18 ani de când am fost angajată. Eu când m-am terminat liceu am fost angajată la ansamblu Doina Gorșului. Uh, S-a întâmplat ca um, o colegă să fie bolnavă, fiind doar cinci soliști, atunci pe vremea aceea trebuia să ne câștigăm salariile. Nu era ca acum când uh, sunt alte situații. Uh, trebuia să ne câștigăm din spectacole salariile, o colegă s-a îmbolnăvit și mă cunoșteau de la festivaluri, de la concursuri, erau concursuri cu UTC-ul, mai știu eu cum se numeau atunci, nu mai știu cum se numeau, Cântarea României, UTC-ul, cam astea erau și directorul de la Doina Gorșului mă să probabil la festivaluri, la concursuri și mi-a trimis o telegramă acasă. Asta era în decembrie tegas în liceu și eram acasă, era decembrie, cred. Cam așa. În care am, o, am primit o telegramă să mă prezint la ansamblul Doina Gorjului. Bineînțeles că s-a dus tata, <laughs> nu m-a lăsat pe mine. Uh, probabil că și, și el probabil că a bănuit despre ce este vorba. Uh, nu știu ce a vorbit cu directorul care era atunci și în timpul acela La vremea aceea nu vă simțeați nu știu că vă este dreptul la viață, la libertate cum v-a obturat fiind atât de controlată <laughs> de dumnealui. Păi asta vreau să spun că uh, a venit acasă și mi-a zis fă-ți bagajul și dă drumul la Doina Gorjului și eu nu venea să cred uh, noi care eram atât de constrânse să nu plecăm niciunde uh, Primise răz răspunsul da, pe care vi-l dorea. Deci nu venea să cred că eu plec de acasă. Și plec definitiv. Deci m-am mutat la Târgu Jiu. Și La vârsta de 18 ani, spuneți. La vârsta de 18 ani, uh, am fost chemată ca și colaboratoare pentru câteva luni, până când se făcea colega respectivă uh, bine, să merg în spectacole. Bineînțeles că eu tânără, la 18 ani, nici nu trebuia să. cum să spun, să fiu cunoscută, să am notorietate. Că atunci când ieșeam pe scenă, și mi-aduc aminte cu așa mare bucurie, când ieșeam pe scenă, sala era, cum să spun, mă aplaudau băieții, lumea, deci mă simțeam foarte. iubită, foarte iubită și iubită, plăcută, da. da. Și datorită acestui fapt, în luna iunie, am fost angajată cu carte de muncă. Și am rămas 23 de ani la Doina Gorjului. Când v-ați cunoscut Marea Dragoste? Sau păi dacă o pot numi Mare 20, Dragoste? Nu cred că a fost Marea Dragoste. A fost probabil că o... Um, să nu mai fi singur. Probabil că mă simțeam plecată de acasă și mă simțeam într-un loc unde toată lumea era diferită de adică ceea ce Adică v-ați proiectat, să spun așa, dorința de a împărtăși și a împărți cu cineva A fost o prietenie, nu știu cum să spun A fost o prietenie și după aceea am rămas în continuare Așa cred eu acum, atunci poate nu era așa Nu, nu pot să știu exact cum da, ați a fost Dar ați iubit cu o adevărat vreodată, doamna Ileana? Ați avut o mare dragoste? <laughs> să zicem că da și de ce n-ați rămas cu această mare dragoste? Că nu se spune trecut. că omul are dreptul la fericire. Nu, sunt uh, pretențioasă la vârsta mea. <laughs> sunt pretențioasă, îți dai seama, dacă tot am trecut prin niște uh, chestii urâte, uh, și așa cum spuneam, am trecut de 40 de ani, prefer să stau singură decât să uh, găsesc pe cineva foarte gelos, care să mă întrebe unde ești, uh, de, ce, de ce. Să vă controleze cum, exact, viața. Exact. Nu mai permit nimănui așa ceva. Mă simt foarte bine singură, pentru că, uite, sunt aici și nu mă întreabă nimeni la ce oră ajunge acasă. Și uh, numai că te întreabă, dar îți mai spune și niște că românii noștri, bărbații în general, și probabil că nu o să le convină domnilor ce o să spun, bărbații români vorbesc foarte urât, unii dintre ei. Da. Dacă ar fi să vă întreb acum de lucruri pe care le-ați făcut în viața dumneavoastră, rezultatul care e astăzi doamna Ileana Lăceanu și să spuneți, uite, astăzi demonstrez și știu că n-am făcut umbră pământului. Da, chiar pot să spun asta, sunt, am muncit foarte mult la viața mea. Deci eu nu am plecat în vacanțe, nu am plecat în restaurante, în cum face lumea să, să, să se relaxeze. Deci eu toată viața mea m-am dus să cânt, să muncesc, să fac bani. Uh, am zis, dacă nu fac acum, când sunt tânără, când. după aceea cine mai mă cheamă? Uh, și având și două fete. Uh, am făcut o casă. Și chiar mi-e ciudă că am făcut-o prea mare. Că ați rămas singură ea? Da, nu știu, mi se pare prea mare pentru o singură persoană, pentru că fetele mele nu vor să stea acolo unde am făcut-o la mine, la țară, unde sunt eu, unde am crescut eu. Este prea mare, dar vezi, atunci când faci prima dată o casă, nu știi foarte multe. Le învezi pe parcurs, care, că mi-a fost atât de greu, până am terminat singura Singură -o? ați făcut-o? Singură, singură, Deci vreau să spun că atunci când m-am dus la depozitul de materiale de construcție, m-am dus într-un training cu șapcă pe cap și am dat comandă de vreo 700 de milioane, cred, atunci, în momentul ăla, de materiale de construcție. Eram cu lista de la oamenii care trebuia să apuce de casă. Să uitau, erau doi directorii acolo, economici. Pentru cine l-ați, doamnă? Se uitau la mine și își făceau semne, nu știu ce, și făceau ei pe acolo, că eu am simțit. Dar le-am zis, da, nu vă vine să credeți că o femeie cumpără materiale de construcție? Adevărul, doamnă, că nu prea vin femeii să facă case. <laughs> da, mi-a fost foarte greu, dar uh, am reușit. Uh, sunt foarte mulți oameni neserioși. Atunci când te apuci de o casă, și îți trebuie foarte multe, îți trebuie meseria și îți Mai ales oamenii... că sunteți femeie. Da, mai ales că sunt femeie și m-au păcălit foarte mulți. Uh, mai am puțin, cam 10%, că m-a păcălit cel cu balcoanele. N-am mai venit să-mi facă balcoanele și l-am plătit înainte, cum se spune. Deși deci cu banii dați și da, cu munca neterminată. Da, nu mi-a făcut uh, balcoanele la casă, dar uh, am reușit aproape să o termin. Am două fete, așa cum se zice vorba aia, să pui un pom, să faci, faci un, o, casă. o casă și să crești un pui de om. Am făcut două fete. Chiar mă mândresc cu ele pentru că, vedeți, cât se, câte se întâmplă în lumea aceasta, nu mi-au făcut niciodată probleme, sunt foarte apropiate de mine, comunicăm, sunt înțelegătoare. Câteodată ne mai supărăm, că eu sunt și eu nu prea sunt așa cu ele permisivă. Și eu Dar am... se spune că e bine copiii să știe de regulile da. pe care părinții le au și. Dar dacă. Le-am crescut până la vârsta asta, de acum încolo sunt sigură că ele se vor descurca să poată trăi în viață și fără mine. Asta este a fost scopul meu, să, să se descurce independente, să se descurce și fără mine, nu doar să se gândească că vine mami de la nuntă și îmi dă bani. Foarte nu frumos. am fost o mamă care să le dau toată ziua bună ziua bani, decât cât a fost necesar să cunoască valoarea unui ban și să vadă prin munca lor cât de greu se câștigă un ban. Că nu este așa ușor nici pentru noi artiștii, pierdem foarte multe nopți, ne mâncați, ne obosiți. Eu vă dați seama, eu astăzi la dumneavoastră am făcut trei emisiuni. Înainte de a veni la folclorul sub lupă, da. Una a fost înainte, una este după emisiunea aceasta și îmi este foarte greu. Eu conduc mașina, eu mă duc cu ea la servis, deci așa cum spuneam, eu am, am făcut toate lucrurile care le fac bărbații. Eu am fost femeia, femeia bărbat, cum se spune. Deci a trebuit să fac și casa singură, a trebuit să și... Și ați luat-o de la zero de la zero, în urma divorțului să înțeleg. Nu a fost un divorț pentru că noi nu am fost căsătoriți cu acte Am stat 23 de ani. Mă rog, în urma de separării, da, despărțirii. despărțirii. Bine, după 23 de ani este ca și cum ai fi fost căsătorit. Doamna Ilena, dar n-ați avut momente în care ați spus, gata, simt că nu mai pot? Ba da, ce acum spun. Și acum mi se Și cum reușit să vă auto um, să vă auto și, și mult. să vă încărcați cu energie? Foarte mult plâng. Și mi-e ciudă că există momente când plâng în fața unora și nu aș vrea să plâng, dar eu par, par așa la televizor, a, e voinică, e, râde, glumește, par o persoană foarte puternică dar nu sunt puternică, sunt atât de fragilă. Mulți colegi de-ai mei mă cunosc, cei care sunt cu mine la ansamblu, care mă cunosc mai și care au fost la Gorj, pentru că eu acum de aproape 10 ani sunt la Doina Oltului la Slatina și m-am mutat acum, de, din decembrie m-am mutat la Slatina pentru că ni s-a schimbat programul și a trebuit să stau acolo și mi-e foarte greu, fac naveta de la Slatina la Târgu Jiu. Acum vorbeam cu fata, când veneam la dumneavoastră, vorbeam cu fata și ziceam, nu știu dacă vin direct la Târgu Jiu, s-ar putea să mă opresc la Slatina, să mă culc și vin mâine acasă. Pentru că e, este foarte obositor. Am ajuns și la o vârstă în care obosesc mai repede. Când ați plâns ultima oară și de ce? Wow! Dar plâng foarte des, nu știu exact ziua când am plâns, dar plâng foarte des și dacă cineva mă supără, poate mă supără o vorbă sau um, au ceva sau că mi-a făcut. Există și persoane care vor să-ți facă rău. Atunci când ești o persoană cunoscută, sunt foarte mulți oameni care tu ai impresia că nu există așa ceva. De ce să aibă cu tine? De ce să-ți facă rău? Există și oameni care uh, le place să-ți să facă rău, care sunt invidioși pe tine, pe succesul tău, pe ceea ce prin, ai devenit prin munca ta. Dar și... de unde credeți că pleacă sentimentele acestea? Nu știu, probabil că uh, nu au reușit. Nu au reușit să facă ceva și se răzbună pe alții. Uh, și Mă întrebai când am plâns. Plâng foarte des, deci uh, mă descarc, vorbesc, merg la volan și vorbesc cu mine sau cu persoana care m-a supărat. Îmi uh, revin, plâng, îmi șterg ochii și după aceea încep să cânt. Îmi pun muzică <laughs> în mașină. Uh, eu crez foarte mult fac uh, cântece nu numai pentru mine, la foarte mulți colegi din multe zone ale țării și nu fac numai versurile, fac și melodiile. Și vreau să spun că uh, îmi vine o melodie, poate atunci când sunt uh, tristă, îmi vine o melodie de suflet în capul meu, trag pe dreapta, scriu două versuri, înregistrez pe telefon puțin ce îmi vine atunci imediat în melodie, din melodie ca să nu uit și plec mai departe și așa mă răcoresc deci atunci când fac cântece pentru mine este o relaxare deci în felul acesta practic vă reîncărcați cu energie pozitivă da, și dacă sunt dispozit. veselă mă inspiră bucuria și veselia și fac cântece satirice cântece vesele dacă sunt mai tristă și aud o poveste a cuiva sau, vezi, noi când ne întâlnim fiecare își mai povestește câte ceva din viața lui și dacă aud o poveste, mie îmi vine un subiect. Sau dacă mi-aduc aminte de întâmplări de la mine din copilărie, tot așa fac. Dacă ar vrea să vă întreb despre reglete, care ar fi acelea? Um, N-am fost destul de îndrăsneață uh, cu um, pentru a avansa mai, mai, din tinerețe. Deci, așa cum spuneam înainte, eram timidă. foarte timidă. și eu nu făceam și nu fac nici acum să sun pe cineva. Vreau să fac și eu aia, vreau și eu să... Nu! Eu aștept să mă sune, să fiu sunată. Sunt puțin orgolioasă, recunosc că este un defect al meu, orgolioasă, încăpățânată și supărăcioasă. Astea trei am și nu-mi place de ele, da? ce să fac? Vă acceptați ca persoană și le luați ca atare. da, da. Dacă ar fi să ne spuneți întâlnirile miraculoase care au contribuit la viața aceasta sau profesia dumneavoastră artistică, cine ar fi cei care uh, v-au ajutat, să spun așa? Nu prea m-a ajutat nimeni. Nu. Nu mi-aduc aminte. E adevărat, au fost persoane care mi-au zis, fii atentă că, uite, vocea ta merge pentru cânte cele ciobănești. Ești din zonă de acolo? Ia, apucă-te tu și învață cânte ce ciobănești. Pentru că recunosc eu când am intrat la școala populară de artă, nu cântam ciobănești. Cântam melodii gorjenești, din repertorul Mariei Ciobanu, Mariei Lătărețu și spunându-mi aceste lucruri, am început să învăț melodiile Lucreției Ciobanu pentru că ea era atunci când am început eu să cânt. Cântecele ei existau atunci. Și ele v-au făcut celebră? Prima dată am început cu melodii din repertoriul Lucreții Ciobanu, Pleacă oile la munte, Ridică-te negură, care erau foarte cunoscute. După aceea mi-am făcut repertoriul meu și așa cum spuneam înainte, eu îmi creez toate cântecele mele și melodiile ciobănești și melodiile oltenești. <laughs> Și chiar mai multe. Am și romanțe, am și cântece de petrecere, am și doine, am foarte multe genuri muzicale. Spuneați că n-a fost vorba de un divorț la nivel de căznicie, ci de o separare. Da. Ați îmbrăcat rochea de mireasă? Nu. V-ați fi dorit să fiți mireasă? Bineînțeles, cred că orice fată își dorește și visează atunci când este fată să fie mireasă. Chiar îmi doream să cânte la nunta mea Maria Cornescu. Așa o imitam eu când mergeam cu oile, cu vitele. Părinții mei aveau, nu aveau foarte multe pentru că amândoi lucrau, dar ne trimitea pe mine și pe sora mea să avem să le mergem cu ele la păscut, care ele, pe care le aveam în, în, curtea casei. Și mă urcam prin vișini, prin pom, ce aveam noi prin grădină și aveam impresia că sunt Maria Cornescu. O idolatrizam foarte mult. Credeți că e timpul cu doamna Ileana, să mai fiți, nu știu, să îmbrăcați vreo chiar de mireasă, că n-aș putea să zic să mai fiți mireasă. Nu aștept să facă, să se căsătorească fetele mele. Nici gând pentru așa ceva, nu. Dar nu vă rămâne o dorință neîmplinită? Nu, nu, nu. Nu mai doresc acum. Nu mai este niciun vis. Nu mai pun eu sub perină. Nici măcar cerută în căsătorie n-ați fost să vi se pune inelul de logodnă pe um... deget? <laughs> Îl aveți, am înțeles. <laughs> um, nu. Uh, nu, uh, nu-mi doresc. Am ajuns la o vârstă în care vreau, mă simt foarte bine singură. Deci, mă simt, chiar nu, nu mint, să spun că mă simt foarte bine, sper să rămân sănătoasă. Poate pentru sănătos. că aveți nevoie de liniște și de momente nevoie să de vă reculegeți și să trăiți așa da. cum vă doriți. Să trăiesc așa cum simt eu. Dacă vreau să ies să mă plimb, ies să mă plimb. Dacă vreau să mă duc la supermarket să mănânc nu știu ce, să-mi cumpăr să mănânc ceva, mă duc, obiceiul meu este să plec așa la orice oră, să mă duc să-mi iau compot. <laughs> Așa vă motivați. Îmi place compotul de vișine și de cireșe. Și când eram gravidă cu fata cea mică, mâncam foarte multe compoturi de piersici. Acum îmi place compotul de vișine și de cireșe. <laughs> Cred da. că eu încă sunt un copil. Eu așa mă, mă sunt o persoană foarte copilăroasă. Să știți că foarte multă lume îmi spune să mă maturizez. Gata, maturizează-te și tu. Nu pot să mă maturizez. Dar ce înseamnă maturizarea aceasta? Nu că știu până la urmă se spune că omul care rămâne su la suflet tânăr e cel care își păstrează sufletul de copil, iar vârsta nu înseamnă decât o cifră. Pe mine mă ajută în meseria mea sufletul acesta de copil. Pentru că eu intru într-o emisiune în direct și mă transpun imediat emisiuni, adică poate are o temă specială, poate uh, sunt tineri cărora trebuie să le dai sfaturi, poate sunt uh, cei de vârsta mea cu care pot îmi permit să glumesc și să uh, fac uh, veselie uh, toată lumea știe că eu fac veselie în emisiuni, uh, mi se potrivește și cântecele mele sunt satirice și face fac lumea să râdă, uh, îmi place această meserie pe care am ales-o de mică să o fac deci consider că Dumnezeu îți dă un har pe această, pe această lume și este păcat, era un mare păcat să mă duc să lucrez la uzină la SADU, pentru că atunci eu am terminat liceul industrial Bumbeștișiul, noi știam de SADU, așa știam noi. Și toți colegii mei, toți care terminam acest liceu, pe diploma mea de liceu scrie prelucrător prin așchiere. Deci eu trebuia să fiu angajată la uzina de armament de la sat. Nici n aveai voie pe vremea dinainte să spui așa ceva, să spui unde, ce lucrezi acolo, datorită armamentului care se făcea acolo. E, Eu nu am ajuns nici măcar să văd cum arată uzina. Țin minte că la desenul tehnic mă enerva rău profesorul. Deci, mă enerva enervat din calea afară. Și spuneam, eu mă fac artistă. Nu mai vă luați de mine că eu vreau să mă fac artist. Eu făceam deja și școala populară de artă în timpul liceului, îmi intrase deja uh, muzica în, în psihicul și în corpul meu și în tot, tot ce eram eu. Intrase deja, deja muzica, îmi plăcea foarte mult. Și asta spuneam, eu mă fac artistă, eu nu mă angajez la uzină. Și nu știu, probabil că Dumnezeu uh, m-a văzut și a văzut și dorința mamei uh, și probabil că uh, prin ceea ce am învățat eu cu școala populară și cu concursurile și vreau să vă spun, mi-am adus aminte, eu o să vă povestesc, vorbesc foarte, foarte mult, chiar îmi zicea cineva acum într-o emisiune, în, în, în emisiunea în care am fost înainte, ce sunt eu? Olteancă sau ardeleancă? Păi după statură și după voce aș fi ardeleancă, dar după simțire și, <laughs> după, și după grai, că nu pot să vorbesc ardelenică, n-am crescut acolo, sunt o la 100%. Deci eu mai mult sunt o decât ardeleancă. Ardeleancă sunt că mi se potrivește. Dar am uitat legătura vorbelor ce am spus înainte. Îmi place să cânt și ciobănește îmi place cânte cu ciobănesc și ardelenesc și îmi place, îmi place sârba noastră de la Gorj. Sârba, mea, ca, sârba noastră care nu o cântă nimeni așa mișcată și mai nemăsurată, așa cum se cânta odată. Că tot spuneați de odată, dacă ar fi să dăm timpul înapoi, la ce vă gândiți prima dată și ce moment vă aduceți aminte din copilărie? Din copilărie. Ele sunt foarte multe amintiri, dar nu mi-aduc aminte acum. Trebuie să-mi dai un punct. Poate vă amintiți un moment cu sora dumneavoastră, cu mama, da. cu tatăl, nu știu, sărbătorile cu mea, pascale. Cu sora mea în clasa a doua sau a treia. Ea era mai mică cu un an ca mine. Și cântam amândouă în duet la școală. Și era un cântec al Ionelei Prodan. Da, de ce mai voi de-o voinicule nici nu-l nu, nu mai știu. Și îl cântam amândouă și eu cântam o strofă, ea cânta o strofă, până ea a repetat vreo o strofă de trei ori. Și mămica din public de acolo, de, din bancă, zice, gata Gigi, mami, îl termina și... <laughs> Avem întâmplări multe, dar nu mi le aduc aminte acum, vă dați seama. Dacă ar fi să o aveți pe mama dumneavoastră în fața ochilor, ce i-ați spune acum doamna Ileana? Aș spune așa. I-aș face o rugăciune lui Dumnezeu și a aș spune așa. Doamne, dacă încerc cresc flori. Asta pentru că a fost luna Femei. femeilor. Și Ia, aș spune așa Lui Dumnezeu, Doamne, dacă în, cres, în cer cresc flori, alege o floare pentru mine și pune-o în brațe mamei mele, spune-i că mi-e foarte dor de ea și că o iubesc infinit de mult. Ea stătea la casa mea. De când mi-am făcut eu casa, bine, se ducea și la casa ei care pe care a construit-o ea unde stă sora mea, dar ea se mutase și dormea la mine în casă, ca să aibă grijă de casa mea. Îmi punea flori, îmi punea pomi, deci nu pot să vă spun, am toate fructele și toate, toate smeură, cireși, vișini, piersici, caiști, nectarini. Nici nu credeam că mi se face la mine la munte nectarinul și am apucat și ea să mănânce nectarin pus de ea din, din grădina mea, căpșuni. Deci era atât de harnică, era beciul meu plin tot timpul, făcea tot felul de compoturi, gemuri. de da, de gemuri, de zacuscă, de um, murături. Deci făcea murături. Eu nici nu știu să fac murături. Și acum simțiți că vă lipsește și că nu mai sunteți la și fel de mai am. Și acum mai am borcane cu murături în beci făcute de ea. Și dulceață. Dar când veneați acasă, doamna Ileana, și nu mai era dumnei în casă, nu simțeați casa goală, cum ați putut să vă mai apropiați de același loc în care și dânsa v fost alături? Mi-a fost foarte greu pentru că ea avea camera ei. Și eu acum când mă duc, eu când m-am apucat de casă, ea a avut o dorință să aibă baie, să nu mai meargă cum se mergea odată prin grădină, așa, noaptea și să facă și ea baie în baie, aș să aibă baie și să aibă camera ei la parter, să nu, că casa mea este cu etaj, să nu urce pe scări, că e foarte greu, să aibă camera ei jos la parter. Și așa i-am făcut. I-am făcut uh, o cameră a ei pe care vreau să vă spun că eu o mobilasem cum am vrut eu și nu i-a plăcut. Și am luat-o cu mine la Târgu Jiu, într-un magazin de mobilă și am pus-o să-și aleagă ea ce mobilă vrea. Ea nu era obișnuită cu patul pe mijlocul camerei. Ea obișnuită ca în tinerețea ei și ca în viața ei cu șifonierul șifonier, patul pat și toate separate. M-am dus și am cumpărat ce și-a și ales, ce a vrut ea. Vreau să vă spun că după ce a plecat definitiv eu n-am mai putut să stau cu ele așa. Deci simțeam mirosul de când intram pe ușa casei simțeam mirosul ei. Nu numai când intram în cameră. Am schimbat absolut totul. Eu nu, nu puteam să mai dorm în camera aceea. Da, și chiar i-am păstrat câteva din hainele ei. Ea era mai slăbuță, nu era ca mine așa voinică, dar i-am păstrat câteva lucruri și mă îmbrac cu ele și trec anumite vecine și îmi spun că o vedea pe mama mea îmbrăcată cu cojocul respectiv sau cu uh, rochia respectivă. Da, mă simt foarte rău, stai seama. Tu încă nu ai trecut prin așa ceva și îți doresc să... N-ai cum să nu treci prin așa ceva, dar să fie să ajungi tu bătrână. Să vă ajungi... audă Dumnezeu, doamna da, Ileana, pentru bătrână. bătrână. Este numai o vorbă dacă o auzi, că te sună cineva. Deci îi plăcea foarte mult să mă sune. Eu nu sunt, nu eram așa să sun, să. Nu-mi plăcea, mă gândeam, poate doarme, poate în grădină, poate el la tăiat de Deci făcea și ea, ca și mine, lucruri de bărbat. Tăia via, dădea cu coasa. Păi da, eu dădeam cu coasa în fața casei acum 2-3 ani. Și trece cineva pe drum și zice, auzi, Leano, dacă aveam un telefon, te filmam. Să vadă și lumea că nu, cred că n-ar crede că te, Să te vadă că tu cosești, dai cu coasa Oare e statutul acesta pe care l-ați dobândit Să-l aveți de la dumnea ei Mă referă da. din punct de vedere al caracterului Al faptului că sunteți o persoană muncitoare, harnică, tare Ca și caracter uh, Și când a murit tata Tata a murit Cred că are 15 15 sau 16, 16 ani de când a murit și vreau să vă povestesc, dacă tot am vorbit și de mama, să vă povestesc cum a murit tatăl meu. Uh, era într-o zi de pe 12, nu, pe 12, pa, da, pe 12 august. La noi pe 15 august este, se face un cram mare al satului, al, nu știu, al satului, al zonei noastre acolo, Sfânta Mărie, în care obiceiul nostru este să inviți neamurile la masă, să faci tot felul de mâncăruri. După ce mâncau, se făcea seara, după ce era ziua petrecere cu neamurile, nu numai la mine, la toată lumea din sat, era horă acolo în, în centrul satului. Foarte frumos era acest obicei și s-a întâmplat ca în data de 12, tatăl meu să-mi se ducă la la Târgu Jiu, la oraș, așa, să se tundă, să se barberească, să se aranjeze, să se pregătească, că era cramul pe 15. Noi aveam un magazin de care se ocupa mama și cu tata. Ei, după ce au ieșit la pensie, și-au deschis o afacere proprie cu un magazin. Au construit un magazin universal, cu de toate, cum e la țară. Și în ziua respectivă, tata s-a dus la Târgu Jiu, așa cum spuneam, s-a aranjat, s-a făcut frumos și a cumpărat foarte multă marfă pentru magazin. Că știa că uh, vin foarte mulți cumpărători pentru 15 6 da. uh, Mă sunase ma mama cu vreo câteva zile înainte să-mi spună că avem oameni la strâns de fân. Într-un loc. Uh, la noi acolo la țară, unde începe muntele, chiar lângă cimitir, este avem un loc foarte mare um, al mai multor familii. Deci un singur loc al mai multor familii. Și când se cosea și când se strângea fânul, din fiecare familie veneau persoane să ajute la strâns sau la cosit. Și m-a sunat pe mine de la Târgu Jiu, eu locuind la Târgu Jiu, să vin să ajut și eu la strâns de fân, eu cu fetele. Bineînțeles că făceam repetiție pentru un mare spectacol cu Marioara Murărescu, țin minte, și am și zis dirijorului, maestre, bagă-mă pe mine prima că trebuie să mă duc la strâns de fân. Ei credeau că eu glumesc, am mă duc eu la strâns de fân. M-am dus cu fetele. Am plecat la țară și nu a plouat, dar a picurat puțin. Iar dacă se umezește fânul un pic, nu mai poți să-l strângi. Trebuie să-l lași să se uște fânul. Și noi așteptam să dea soarele să se uște fânul bine, să ne ducem la eu cu fetele. A venit tata de la oraș încărcat cu lubeniță, țin minte multe în papu când mașina respectivă. Și zice, păi nu pleca la fân. Păi nu plecăm că nu fu vremea bună. Hai, urcați-vă în mașină să mergem la fân. El la volan. El la volan, eu în dreapta lui, și fetele mele în, în spate, în caroserie, în nu știu cum se zice, remorcă, nu. Era un papuc cu două locuri, și în spate loc căra el la țară, cum este și marfă și ce avea el. Și fetele mele erau în spate cu bidonul cu apă, cu greble, furci ce ne trebuia la strâns de fân. Și am plecat pe drum, au, țin minte, mămica era la poartă, că era magazinul acolo, suntea la magazin, a dat puțin cu mașina înapoi și a spus, Anetă, vezi că e fasolea pe foc. Mămica pusese fasolea la fiert și el s-a întors puțin cu mașina să-i spună că să nu uite că este fasolea pe foc. Și am plecat. Când am ajuns acolo, sunt, cred că sunt un kilometru jumate, cam așa, un kilometru jumate până la unde trebuia să ajungem, a zis, luați-o înainte, că eu rămân să parchez mașina. E, treceau foarte multe care, era un drum îngust, la, nu era la principală. Și luați-o înainte, că eu vă ajung din urmă. Și noi doar am ajuns acolo și am auzit lumea strigând Țipa și sărit să ajutor, muri neagicul căzut neagicu. A căzut jos din picioare, urcând acolo unde aveam noi de strâns a căzut jos. Nu aveam de unde să luăm lumânare, că era la ultima casă foarte departe de acolo. A venit cineva, el deja se învinețise, a murit foarte repede pentru că el mai făcuse și un infart, mai făcuse și un accident vascular. Avea probleme cu da, inimă. el n-avea voie să facă efort, n-avea voie să conducă mașina, fusese în soare la Târgu Jiu, uh, a obosit și ne-am întors cu el în papuc mort acasă. Țin minte că s-a urcat la volan un vecin, iar eu în spate îi ținea capul că nu era asfalt acolo și sărea în sus și ținea capul să nu se... dea cu capul să nu se lovească. Și vă dați seama că am ajuns acasă și l-a văzut mămica, i-a venit rău nu-i venea să creată, i-a venit să ne întoarcem cu el la câteva minute mort. Și așa s-a întâmplat cu tăticu. Mă întreb cât de tare ați putut fi în momentele alea, până la urmă, să fiți la căpătuiul tatălui dumneavoastră și să treceți prin momentele acestea grele. Foarte greu să-ți pierzi amândoi părinții. Eu acum, acum simt cel mai, după tăticul, o mai aveam pe mămica. Ea, cu ea mă sfătuiam, era singura persoană, ea și cu mea, erau singurele persoane pe care le mai aveam. Și dintr-o dată să te trezești singur, când ai cu cine să să-i povestești, uite mama mică ce mi s-a întâmplat, uite ce îmi face cu tare, uite, am nevoie de niște bani. Deci i-am dădea bani. eu puteam să câștig uh, oricât câștigam eu. Ea, până nu mă ajuta ea și nu făcea ceva, strângea din pensia ei și zicea: Uite, te duci și mai e un aragaz. Că ea făcuse două camere, bine, eu făcusem, dar cu ajutorul ei, că ea stătea cu oamenii pe acolo, ea le făcea mâncare, i-am ajutat foarte mult. Uh, și zicea: Uite, în camerele alea de jos, unde eu voiam să fac un niște camere de depozit să pun anumite lucruri acolo păi ea n-a mai vrut și-a făcut sobă cu plită cum avea ea la părinții ei gresie, faianță toate ele acolo să-și facă vreau să-mi cumperi un aragaz să-l am acolo jos deci ea mă trezeam cu ea că strângea bani și avea o pensie foarte mică Uh, și zicea, eu vreau să cumpăr din banii ăștia să fac asta. Vreau să fac asta. Simți, uh, și faptul că sora mea a rămas în casa ei și eu munceam foarte mult să-mi construiesc casa mea, uh, își dorea foarte mult să mă ajute. o oricât. Să mă ajute, să fie acolo pe lângă mine. Este foarte, așa o mamă să da, este foarte important. Așa face o mamă să-și vadă Este foarte important când vezi, deci simțeam că îmi sare inima din piept când ziceau băieții Doamna Ileana, ne mai trebuie cărămită, ne mai trebuie țiglă, ne mai trebuie ciment, ne mai trebuie aia, ne mai trebuie aia. și banii mi se trenau. Deci simțeam că intru în panică, aveam așa trepidații la inima, atunci cred că am simțit uh, prima dată ce înseamnă o depresie. O, cred că o depresie, pentru că simțeam că îmi tremură inima. Sunteți o persoană credincioasă, doamna Ileana? Sunt credincioasă, dar nu sunt așa să mă duc la biserici, mă duc și eu de Paști, din când în când, probabil și din cauza faptului că sunt foarte cunoscută și nu-mi place să fiu, să se uite lumea la mine, să... nu e bine ce fac, dar sper că de acum încolo să fiu, să merg mai des. Ce vă mai doriți? Sănătate. Am niște probleme cu spatele și nu-mi convine chestia asta, e foarte dureros, dar îmi doresc să fiu sănătoasă pentru că la câte multe am realizat și am făcut, să fiu sănătoasă. Să ies la pensie, să mă duc la mine la țară și să stau liniștită, îmi place foarte mult liniștea. Deci, Atâte Sunt foarte mulți care nu suportă să stea singuri. Nu suportă singurătatea. E, mie îmi place singurătatea. Îmi place să stau singură, îmi place să mă duc prin grădină, să vorbesc cu cățelul, cu pisica, cu, să culeg fructele. Cu atâta plăcere să-mi pun scara și să mă urc în copaci să culeg fructele mele din grădină. Să fac dulceață din fructele mele. Deci eu consider că e bine, cei care au crescut la bloc, probabil or să zică că nu le place la țară. Dar eu am stat până la 18 ani la țară și după aceea am stat la bloc, dar tot la țară îmi place. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Am simțit că am vorbit am cu vorbit o prietenă prea mult, apropiată, nu pentru <laughs> că emisiunea v-a fost dedicată, doamna Ileana. Iar eu vreau să știți și acum, și în finalul emisiunii, că vă prețuiesc, vă respect, sunteți o mamă eroină. femeie exemplu, o să vin cu plăcere și o să prezint evenimentele din viața dumneavoastră, <laughs> pentru că niciodată n-am să că mi-ați fost alături. și Ca majoritatea artiștilor care, care a ales să fie alături de mine, cei frumos trece repede și vă aștept. Cu o viitoare ediție, poate când o să deveniți și bunică. Tu ești o fată foarte de treabă. De când ai. Te-am văzut prima dată când se făceau emisiunile de dimineață aici, și tu uh, erai coprezentator sau ce? Da, asistent, ce, așa, da, sau asistent? Uh, Și erai pe lângă noi și încercai să ne cunoști, să vorbești cu noi, să glumești cu noi prin felul tău de a fi. Uh, omul se cunoaște. De prima dată de când stai de vorbă cu el, se cunoaște, domne cei, cei șapte ani da. de acasă și uh, uh, Sufletul omului, cum vorbește, cum se comportă, dar nu trebuie, să se, nu trebuie să te comporți cu mine. Te văd cum te comporți cu alții. Și dacă uh, tu de la început ai intrat uh, și nu numai uh, în Sufletul meu, că îți dai seama. Mi-aduc aminte la botez la tine ce m-am moțat. Eu m-am dus la coafor, m-am aranjat, mi-am cumpărat roche și vorbeam cu colegele că am venit împreună. Plecăm la București, plecăm la capitală să registrăm. Da, am venit cu mare plăcere, așa cum spuneam. Îmi place foarte mult de tine. Mulțumesc, doamna Elena. un suflet deosebit. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la emisiune. Sper că dacă am făcut vreo greșeală să fiu iertată, pentru că atunci când ești atinsă la anumite puncte sensibile, devii și tu sensibil și uneori se mai întâmplă să mai și greșim. Asta trebuie pentru că sunteți naturală și telespectatorii știu asta. Iar pentru dumneavoastră, dragii mei, să mai îmbătrânim puțin cu cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere, dragii mei!